A inventat un nou tip de rachetă balistică, descrisă drept cea mai puternică armă din lume. Este vorba despre una ce poate fi lansată de pe un submarin. 4 astfel de rachete cu focoase vopsite alb cu negru au fost fotografiate la o paradă militară în prezența liderului Kim Jong-un. Au fost prezentate și alte arme despre care presa oficială a spus că sunt capabile de a nimici complet orice inamic în afara teritoriului. Prilejul defilării a fost încheierea Congresului Partidului Muncitorilor, la care conducătorul nord-corean a descris Statele Unite drept cel mai mare dușman al țării. Penianul a ales să se laude cu capabilitățile sale militare cu doar câteva zile înainte de inaugurarea viitoarei administrații de la Washington.